Chișu m-a invitat la o cafea și mi-a zis că s-a gândit la un rol negativ pentru mine. Nu l-am întrebat, țin minte, decât cum îl cheamă pe personaj, mi-a zis ficat, am acceptat pe loc. Ficat pentru că erai în fața restaurantului. Că dacă nici, nu trebuia mai mult. Dacă ai fi trecut în fața unui service, probabil că zicea bujie sau nu știu, levier. Nu, dar, Delco, jigler. A fost o provocare interesantă pentru mine. Eu nu sunt neapărat un fan Oreste. Uneori mă plictisește personajul, voi îl vedeți doar vineri, eu trăiesc cu el toată viața. Corect. Și e un pic complicat. Și atunci orice evadare, mai ales în contra-amploa, apropo de contra-amploa, i-am spus unei jurnaliste că joc un rol contra-amploa și ea a înțeles că joc contra mea și așa a apărut într-un ziar, Oreste deși, joacă un rol contra mea. Deși nu-i departe de adevăr, da. Față de ce faci tu pe TV, nu? A fost o provocare foarte fericită pentru mine, adică am putut și eu să evadez 14 zile din paradigma mea și să fiu cu totul și cu totul altcineva. Violența limbajului, bineînțeles că este asumată, dar este o tară a filmelor de după Revoluție. Păi, da, n-ai încercat să te ferești de el, nu, pentru că toată lumea zice, bă, iar înjură ea, iar își bagă... Să-ți explic despre ce este vorba. Adică probabil, este o rețetă sigură asta? Nu e vorba de rețetă aici. E vorba de faptul că probabil a fost interzis un limbaj violent în filme până în 90, după care, având dreptul la orice fel de exprimare, toată lumea a abuzat puțin. Eu nu am scris decât un treatment al acestui scenariu. Te întreb pentru că la Oreste suna foarte bine, ca băiat. Eu îl știu pe Oreste de mult timp. Și așa vorbește până la urmă în viața de zi cu zi. La fete părea un pic strident. Da, părea un pic strident, dar textele nu sunt opera mea. Eu nu am făcut decât să le dau fie că le-am închis pe toate fetele, inclusiv pe Oreste, la Znagov, am stat câteva zile acolo. Ne-am detașat de persoana noastră și am încercat să le conving pe cele două fete și cei doi băieți care erau cu noi să identifice personajul din cele patru pagini despre personaj și le-am creat doar spațiul în care să se exprime. Totul a fost construit în jurul acestui modul. Deci se pare că e și la filmare fiecare a avut voie să spună ce vrea. Eu nu le-am interzis niciodată, nu le-am corectat, i-am lăsat să vorbească cum au simțit și cum simt, lucru care a determinat ce? 20 de duble la fiecare secvență, cel puțin. Îți spun eu ce a determinat cel mai important. A determinat să primești avertizare 18 la film. Da, dar deci asta înseamnă că este un film cu un limbaj extrem de violent. Asta ca să incităm publicul care se află la această oră. Hai să fim preciși până la capăt. Nu este un limbaj extrem de violent, este un limbaj, violent. Este un limbaj absolut de stradă. Absolut firesc pentru, acest film va primi cu totul altă notificare în Belgia, unde după ce am fost la festivalul de la Mons, suntem în negocieri cu un distribuitor de acolo și niciodată nu s-a pus problema de 18 ani. Dar în România va rula sub avertizare 18. 18, da. În Belgia va rula probabil sub avertizare 12 sau maximum 15, nici într-un poate caz. Că traduce ca Irina Nistor. În Belgia deja 12 este o vârstă interesantă pentru belgieni. Da, și depinde, este depinde și traducerea. Depinde de belgieni. Pe care o fac belgieni. Oricum nu am contribuit cu nimic la limbaj să fie așa cum e sau altfel. Cert este că cel mai important moment a fost la montaj, când ne-am dat seama că nu puteam lega două duble, pentru că ele n-aveau niciun fel a de continuitate. Ai lucrat pe peliculă sau pe L-am video? Făcut în RED și acum este în peliculă, a fost transferat în peliculă, cu niște costuri substanțiale. Am făcut un sunet Dolby, da. SR, tocmai pentru că urmărim publicul din sălile molului, deci în moluri. El va fi în toate cele 5 moluri din București și în alte 5 orașe. Și se luptă cu Iron Man 2. Deocamdată. Asta este soarta noastră, a românilor. Înainte de publicitate, mai avem 15 secunde până la publicitate. Ce onorariu a primit Oreste? N-am primit niciun onorariu, nici n-aș fi vrut. Bănuiam, nu? Adică eram dar sunt foarte mulți oameni de care la Dan Chișu e greu de scos un onorariu. Și am să spun și de ce. Ne-am asumat cu toții ideea unui proiect. E un proiect al lui Dan, sunt banii toți din buzunarul lui și atunci am zis, dacă riscă el, hai să riscăm și noi. Nici noi nu știam dacă vom putea performa, mai ales într-un film care nu avea un scenariu. E greu într-o perioadă ca asta să găsești oameni care să accepte genul ăsta de gândire. Asta ne-a dat și relaxarea de care aveam nevoie. Noi am făcut, am filmat 14 zile ca a avut un noroc cu voi, practic. Cu toți cei care au acceptat să filmeze și Irina Marinescu a făcut costumele fără bani. A fost o șansă reciprocă. Da. Deci a fost un pachet, un pachet oferit de la început. Costurile de producție se ridicau între 10 și 12 mii de euro pe zi și
deja iată, poate cred că e mai mult decât o șpagă. Explicația faptului că avem foarte puține filme românești. Nu, stai puțin, lansate, lansate banii ăștia e, cum să spun, un film mic, subțire. Păi, costurile normal. Pe zi la un film normal unde nu vorbim, de, nu vorbim de 10 milioane. Luăm publicitate și revenim pentru ultimele minute ale emisiunii.